Se simte aer de libertate pe lângă cel de primăvară. Ieri, străzile, parcurile și terasele s-au umplut în timpul zilei. Oamenii au profitat de fiecare oră, asta pentru că în multe localități stingerea s-a dat pe la 8 seara. Ei bine, mulți spun că plimbările și micile bucurii ale normalității sunt cel mai bun medicament în această perioadă. Libertate! Mii de bucureșteni au profitat de cele câteva ore de libertate și au ieșit să se bucure de vremea frumoasă. De mult n-a mai fost așa multă viață pe Calea Victoriei. Au ieșit cu biciclete, trotinete sau la promenadă. Cei care au vrut să-și iau o înghețată sau o prăjitură au stat la coadă. Un loc liber la terasă a fost un lux. Am luat o înghețată, niște șoa la crem și ne-am plimbat un pic. Și acum se cam închide distracția la 6, deci plecăm. M-am plimbat cu bicicleta pe Calea Victoriei, e foarte frumos, vreme frumoasă. Îți place vremea de afară? Da. Unde te-ai plimbat? De acolo. Cei care n-au găsit o masă liberă au redescoperit lucrurile și plăcerile simple. Au stat de vorbă pe bancă. E o zi foarte frumoasă, e bună de plimbare. Și noi la plimbare, cald, frumos. Parcul Herăstrău a fost plin. Oamenii ieșiți la plimbare au uitat de restricții și s-au strecurat unii pe lângă alții. Cei care au vrut să cumpere ceva de la un chioșc au stat minute bune să comande. Aglomerat a fost și la grădina zoologică. Am profitat de vremea frumoasă și de faptul că încă putem să mai ieșim prin diverse locuri. Soarele a mângâiat litoralul, iar vremea caldă, au fost 18 grade, i-a scos pe oameni la plimbare în sunet de valuri. Faleza din fața cazinoului a arătat ca în plin sezon. Plajele au fost inundate de turiști, iar unii au îndrăznit chiar și o baie în mare. Mai ales că nu se știe ce vreme și ce vremuri ne așteaptă.